litri, țigara electronică, partea a doua. Să dăm foc, ca la biserică cu chibritul. Copilaș îngeraș n-are voie să joace cu chibritinii, nici să fumeze, nici să se fute, toate la timpul lor. N-are voie să facă laba cu bani. N-are voie după ce punem mâna pe bani, care sunt cei mai murdari bani, că circulă de mână în mână și se prinde microbi. Nu pula ta, pula ta n-are mica. Mai curată e pula și pizda decât gura. Gura e spurcată, e plină de microbi. Iar banii sunt plini de microbi. Diferiți microbi. De aia se răspândesc bolivii, pe bani. Păi acum pe bani, pe bani. De-aia înainte să mănânci, dacă ești paranoic la cap, eu am zis că e un imunitar super tare. Dar alții sunt sensibili, de exemplu boșorogii și copiii. Copiii adevărați, nu mă refer la copilași în geraș. Și... lumea murdărit. Hai să dau. Și asta se fumează ca orice țigare din epoca de piatră. Eu sunt din epoca de piatră. Sunt Prometeu care a adus focul pe pământ. Ia, hai să vedem unde e chibritul. V-am pierdut și chibritul, am ce-am cu focul. A, uite aici. M-a blestemat Dumnezeu. Bă, Dumnezeu nu blesteamă. Să te blesteme Dumnezeu. Bă, te înțeleg. Să dea Dumnezeu să mori în chinul și suspine. Bă, Dumnezeu, până la urmă, ne ia după lumea asta, știi? Dar mai că știe el. Că vine Apocalipsa. Chiar în Biblie scrie, uite, am citit Biblia. Mulți religioși de-aia care se dă religioși de-aia scură de aia și mai citit fără Biblia. E overdoză. Deci n-aș recomanda la necumători în rei. Eu sunt la în rei. Ce trebuie pe carul meu? O putere nicotina, nu? Oh, ce mișto e. E mișto că nu mai îmi dădea fermă țigări. Și vezi, vorba lui Cătăițul meu drag. Nevoia te învață. Nu m-a interesat pe nimeni de mult, că dacă nu o făceam. Dar nu pot să ies cu asta pe afară, că mă arestează poliția imediat, că mă droghez.
Cred că mult s-a gândit la faza asta, cred că nu e un sol singurul care s-a gândit la faza asta. Mai ales drogăția de până America, care acum dă crack. Da, ți-ar de creierul, cred că. Se ajunge la paralizie cerebrală, un fel de cocaină sintetică. Cine știe, făcută din ceva bullshit, e foarte ieftin. Și zice crack, dar atunci când o bag în țigară, prosnește. Cristalul ăla, când se evaporă, bubuie. Deci e cu artificii. Eu am trei vicii. Fumatul de nicotină, gagici, bă, cred că trebuie să țin la armă distanță. Încerc și eu să mă văd să fumă ce pula. E nasol că ta suflu în lumânare. Pentru veșnica pomenire a lui Radu Cupetrudan, cu mai multe poracle care și le-a dat singur, uite, să zic că soare. Soare, ia uite, apus de soare. Apus de soare, apus de soare. Soare, ia uite, soarele și luna mi-au futut cu luna. Uite-o și pe Venus, în partea aia, să vezi? Câte stele am eu, hai steaua! Ia ce efecte speciale, bagă băiatul, dă-mi lumânare! Dă-mi lumânare, păi lumânare, te naști? La lumânare te căsătorești, mă, trebuie să găsim cu una de aia de căsătorie, parcă era pe aici lumea, mă, așa, mă, îți dai sănătă cum ești la aia. Holo! E neagră, e dracu pe pământ. Ia uite când am zis dracu, s-a spus și luminarea. Bu-bu-bu! Ia-o în gură și pe judecă. Hai să lasă o rețească și să ne uităm la politică, că așa face poșorădic. Gagicele de obicei se uită la emisiuni cu un homosexual care se certe boia, nu se cere ea boia. Plimbă cățeluși. Ca o nebună mi-a zis mie că dacă ai cățeluș sau pisică te simți zeu. Deci ăștia e zei. Deci dacă tragi un lătrău după tine te-ai făcut zeu. Deci Dumnezeu cred că are mulți lătrăi. Iisus Hristos a văzut porci, s-a enervat pe porci. I-a aruncat în prăpastie, cred că era un fel de spartan. A văzut codici de amici. Bă, bine că nu m-am născut, bă, în pula mea, pe vremea la spartan. Se făcea aia cu copiii ăștia lindici, mici, lindici. Se urca pe un munte și i-a aruncat acolo. Că lor le trebuie bărbață de vădea strată, mai ales la gagi. Păi m-am născut mic cât un lindic, la 2 kg. M-a băgat la clocitoare. La universitar.
Era să ajung universitar, că am început trei facultăți, dar era mic cât un lindic. Da, mamă, un lindic de 2 kg. Tot femeile mai superioare are 2 kg de lindic. Noi avem doar o pulă de nimic. Doar un kil. Când te duci la una, ce kilul meu? Și aia zice, ce kilele mele? Și când le vezi cu două papornice, zici că sunt alea de aia, circar de aia pe sârmă. Merge cu papornițile. Una în autobuz, eu am ajutat-o, că avea paporniță. Și am zis, uite-o pe verișoara lui Nicu Vlad. O cheamă Nicoleta Luciu. E strălucitoare. Era o babetă, dar halterofilă, bă. Halterofilă. Aia avea 4 papornițe. Vreau să o văd pe una cu o papornică. Că boschetarii am văzut că care saci de peturi după ei. Dar și voi cărați cât un lătrău. Și la tot pet se numește de engleză. Deci, vezi, eu similitudine. Ca nemții cu românii, că noi tot timpul am probleme cu mâncarea. Vezi la cap. Armata română nu avea de mâncare, se duce la net seara, că noi suntem cerbitori. Și cred că am mai zis bancul. Și le fura la ăia mie și oile ăștia, corect nemții. Cumpăra de la cioban mie și oi. Și făcea și ea acolo la popută, halea asta. Ofițerii halea mai bine, ăștia mai pufani este mai așa, că o băgă și pe fasole, cu pietre. Nu, cred că la aia nu era pe pietre, la noi e pietre. Atenție, cad pietre. Atenție, scad dinții. Eu aș face reclamă la pastă de dinți cu un soldat. Să stea cu gamela și să zică, nu vezi cum penetrează cerneala hârtia sugativă? Că eu le-aș pune la ăștia cu haleala sugativă, că îi place să sugă. Ăștia sunt sugative toți. Cum penetrează smalțul dinților și întărește. Nu, l-aș pune pe unul, mai mult soldați, sigur, cu pietre, să scui pe pietre. Pum, pum, cu pe semințe. Și zice, după aia să stea, să se spele pe dinți și după aia să halească și niște chestii care arată ca pietrele. Vezi cât ce dinți are soldatul ăsta? Mușcă carne din tine, te roade, cu tot cu oasei și cu vitamine.